Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Good Game Empire. Episodul cu numărul 4. În acest episod o să atacăm străinii. Sunt PTS cu Marius. Salut, Ionuț! Salut, Marius. Ce faci? Atacăm? Atacăm! Haide. O să dau de pe AD-ul de second. Eu după Ionuț ne rău. Ce comandant dai? L-am pus să ajung mai repede. Ai viteză pe? Da, 40. Dai un atac sau două? Unu. Mai perfect. Eu dau două. Hai să punem ce scări aici. Punem 15. Ne ajung. N-are nimic dacă depășește bonusul. Pe scuturi cu țepi. Și am spart aici flancul. Aproape aici. Aproape. Distanța așa. Dau atacurile astea la străini doar pentru o hrană. Nu pun nici steaguri pe Ce străini ai? ele. Aia sunt din aceștia de 600. Păi doar pe la seară l-am prins cu ceva defensiv, 1300. Eu pun niște steaguri, tu. Na, eu nu pun la astea 6 live. Eu pun steaguri de două, de trei. Nu vrei să te bagi la top? Străini cu pasul de 600, nu? Merită să încerci. Da. Hai, la mine ajunge 30 de minute, apoi. L-am dat și pe primul și ajunge în 24, fără viteză. Îl atac acum și pe al doilea. Pe comandantul ăsta am 60 viteză. Ajunge mai repede. 60, nu, 80 viteză. Așa punem soldații. Primul flanc de distanță, distanță, așa. Niște scări. Cincisprezece ajung. Poftim? Câte nivele ai? Adică la legendar. Am nivel 21. Vrei să crești vara asta? Da. E vacanță. Punem niște soldați de distanță. Aici pe frontal aproape. Ai dat atacurile? Aproape la antena și pe al doilea. Pe termin punem pe pauză și când ajung dăm din nou, da? Da, așa facem. Ah, nu mai avem soldații. Trebuia să mai trimit. Păi punem pe ăștia care mai avem. Gata, mă, și am dat și al doilea atac. Oprim și... Bun, stai puțin. Stau, stau. Haide să schimb și drapelul. Glorie. Haide să intrăm pe AV-ul. Vedem câtă hrană mai avem să ne dezerteze. Ce greu merge jocul. 30k hrană. Mai mă duc și pe 7 ori. Hai, Marius, gata? Hai.
Deci oprim filmarea și revenim după. Am revenit. La primul atac am pierdut 290 soldați. Trebuia să pun un eltiș pe flanc, pe valul 2. Pe primul am pierdut, dar i-am omorât 150 și pe al doilea ne-am pus eu un alt. De asta am pierdut așa de mult la primul atac. La comandantul ăsta și castelanul ăsta a avut el. N-a fost bun. Eu nu-ți puteam pierde. La primul atac am pierdut 290 și la al doilea 332. A schimbat defensivă. Nu, n-am pus unelte pe valul 2 și s-au dus tot flancul. La mine nu de unde eu făcut mai mult soldat, dar am pierdut doar 700. Ai pierdut bine. Și am fost 12.000 de oameni. Destul de bine. Asta e comandantul care am dat. Castelanul ăsta a fost puțin mai bun. Aici am pierdut 112, am omorât. Și restul flancului am pierdut. Nu e nimic, o să-i fac la loc. M-am grăbit la atacuri și asta a fost. I-au murit puțin mai mulți. Oricum, în seara asta o să-i fac la loc. Hai să punem la recrutat ceva. Mai fac niște din imperial. Băgăm aici în față. Cred că data viitoare mă bag și eu la top la străin. Am strâns ceva stegulețe. Să vi le arăt. Aici. Aici începe 30.000 de stegulețe roșii, 2.500 de astea de 2%. Mai am 500 de tot de 2% în care cumperi sulăței și cu steaguri. 4.000 de 3%. Mai am aici de 4% 2.500. Standard de 6.000. Și de 4% de nou 1.000. Marius, Da. încheiem? Da, Ok. Vreau să mă bag la top la străini ca să iau erou și... Hello. Da. No. Da, erou și cu coif ca să fac comandantul. Mai mă bag și la USA și iau toate bucățile și mai fac pe dată, adică să-l fac complet. La America se știe că e mai greu. Știu că este mai greu. Și la top 50 e erou și coif. La America la top 50. Da. Faci mai multă glorie de aia. Prima oară așa a fost și a doua la fel. Poate o vor schimba și. Sincer, eu mai degrabă m-aș băga la Turcia sau la Ungaria. da, au defensivă mai puțin. Nu, da, poate ai și noroc cu 2-3 mii și e mai ușor. Da, dar stai și Adică standarde. topul 100 aici, cu 1.000.000 glorie ai făcut. 1.500.000 cam așa. Da, dar trebuie să-ți dai o zi întreagă, păi, cel puțin. O zi întreagă. Ultimul de pe 100 la străin are 1.000.000. Da, văd. Încheie Marius? Da, încheiem. Aveți canalul lui Marius în descriere La fel și al lui Ionuț. și ne auzim data viitoare. Pa, pa!